Colonelul în alb, unul dintre cei care au coordonat intervenția jandarmeriei în timpul protestului din 10 august, a ajuns astăzi pentru a doua oară la sediul parchetului militar. Dacă acum 3 săptămâni acesta a avut o discuție informală cu procurorii, de data aceasta el a fost citat ca martor în dosarul violențelor. Cătălin Paraschiv a susținut că el împreună cu brigada sa au acționat perfect legal și că nu se așteaptă să fie pus sub acuzare. Îmi asum toate faptele jandarmilor mei, deci nu se pune problemă, dar ale BSIJ-ului, atât. Brigada specială a acționat conform legii. Cătălin Paraschiv și-a dobândit poregla de colonelul în alb după ce a fost surprins în timpul protestului diasporei cu îmbrăcăminte de culoare albă în timp ce le dădea ordine jandarmilor. La câteva zile de la eveniment a negat că a fost comandantul acțiunii și a spus că brigada sa a intervenit doar în jurul orei 23, când au început violențele. Despre scutierii surprinși în timp ce loveau manifestanții pașnici, colonelul Paraschiv a negat că acei jandarmi făceau parte din brigada sa. Procurorii militari anchetează modul de coordonare a jandarmeriei în data de 10 august, dar și felul în care ordinele au fost transmise. Pentru că multe dintre documentele legate de intervenție puse la dispoziție au caracter secret, ancheta se desfășoară nevoios.